Bună ziua! Așadar, vă aflați în ultima zi a acestui curs de Leadership Master Coach, seria 8. Acum că ați finalizat cursul, vă rog frumos să-mi spuneți cum vă numiți, în ce oraș trăiți, câți ani aveți și care este profesia actuală. Oh, da, e ultima zi de curs, adică finalul cursului de Master Coach. Sunt Diana Ciovanu. Sunt din nordul țării, din Baia Mare. Lucrez într-o companie multinațională și anul acesta fac 55 de ani. Mulți înainte! Felicitări! Mulțumesc! Ce anume ai învățat în acest curs? Ce am învățat în acest curs? Puterea echilibrului. Deci puterea echilibrului între viața personală și viața profesională. Și nu numai atât. Dacă până acum mă duceam și spuneam eu fac coaching cu ai mei în echipă. De fapt, eu făceam mentoring. Am reușit să fac diferența între ce înseamnă coaching, ce înseamnă mentoring și ce înseamnă un manager cu abilități de coach. Este extrem de important ca să găsești că ceea ce faci, faci corect. Este foarte important să găsești acest lucru. Iar pe parcursul acestor zile am găsit răspunsul pe care îl căutam, am găsit cheia aceea, pentru că mie îmi place foarte mult noțiunea de cheie, cheia managerului cu abilități de coach. Deci am găsit-o și asta e foarte important. De acum înainte deschid ușa așa cum trebuie, adică nu mai, să zic, oare e cheia potrivită? Oare e cheia potrivită? Ei, am găsit cheia potrivită. Super, felicitări! Minunat! Așadar, spune-mi, te rog, ce anume te-a determinat să faci această alegere, să vii la acest curs și să o alegi pe Loredana Latiș, respectiv Academia Română de Coaching? Deci, de ce am ales pe Loredana Latiș și Academia de Coaching? Pentru mine sunt extrem de importante valorile. Și chiar dacă mă duc și vorbesc despre valori personale, valori profesionale, valori ale unei societăți, pentru că înainte de toate, Academia are valori extrem de puternice, care m-au atras înspre a veni aici. Și pe urmă să mă duc la partea de ce înseamnă Loredana, empatia. Deci atâta timp cât am simțit că rezonez și că pot să preiau foarte mult, foarte multe lucruri pot să preiei, ei, că nu le faci exact cum le transpune, pentru că fiecare om are înțelegerea lui și are modalitatea lui de exprimare. În schimb, partea de expunere Și chiar și cursurile, cum erau prezentate, inclusiv partea aceea de tematică, sistematice, fiind inginer, deci eu iubesc partea asta de a ști unde mă duc și ce fac. Deci asta a fost nota 10 dată Academiei și Loredanei și a impulsului de a veni și de a mă înscrie și de a face aceste cursuri. Super! Așadar, ceea ce ai învățat aici, la acest curs, spune-mi, te rog, unde, când și cu cine vei aplica? Oh, da! Deci, prima dată este normal că le aplici cu tine. Prima dată. Pentru că tu ce vrei? Vorba lui Gandhi, vrei să fii schimbarea. Păi, în primul rând, ca tu să inspiri pe ceilalți, trebuie să fii, în primul rând, tu cu tine, să arăți tu
ce ai putut, ce poți să schimbi, adică cum poți să faci aceste lucruri. Și unde voi aplica, dar aici, partea aceasta de abilități de coaching, cu ateliere de coaching în echipă, deci asta de mâine o și fac, asta e clar. Mai am două zile și trebuie să merg peste targetul de 100% în vânzări cu echipa și chiar mi-am setat un lucru pe care îl voi face prima dată mâine dimineață. Este o propoziție simplă. O propoziție simplă. Fiecare om își are valoarea lui. De tine depinde cum vrei să-ți faci și pentru că va începe o zi și o săptămână, de tine depinde cum vrei să-ți faci ziua, cum vrei să fie ziua raportat la tine, în primul rând, la client, la colegi, la cel care te coordonează. Deci ăsta ar fi primul lucru, dar sunt multe de făcut. Deci chiar că pot, deci de aici chiar exercițiile, practica pe care am făcut-o în cadrul acestui curs mi-a arătat că wow, cât de creativ poți să fii și câte poți să faci. Deci chiar poți să faci. Deci văd că dacă ar fi cineva, să zicem așa, cum ai fost la început de curs, cum ești acum, pe scala aceea de la 1 la 10, este evident că ai crescut, este evident că ți-ai atins scopul pentru care ai hotărât să vii să faci această dezvoltare. Și nu numai dezvoltare, că e regăsirea de tine. E, sincer, eu cred că aveam nevoie de partea asta de emoție. Emoția ca să o duc în toate sferele din viața mea. Să duc peste tot. Este foarte important. Cât de frumos ai spus. Spune-mi, te rog, dacă consider că a meritat pe deplin investiția făcută de tine, ca și bani, timp, emoție și toate cele implicate. Oh, da. Deci, dacă ar fi... Nu aș vrea să o cuantific în bani. Aș cuantifica-o în a spune... Știi cum aș numi-o? Cadou din partea Academiei și a Loredanei. Premiu pentru mine. Deci așa aș veni și a spune. Deci, da, e premiu sau și cum o să mă duc să zic ce tip de premiu sau ce tip de serviciu, serviciul ăla premium. Să mă duc și mai departe. Da, pentru că pot să cuantific în beneficiile acestea. Le pot cuantifica în rezultat, dar în primul rând rezultatul pe care îl văd eu acum. Nu ca să zic că mă voi duce de mâine, ce voi face sau din minutul celălalt. Nu. Sunt rezultatele, deci sunt cuantificabile rezultatele acestea. Și, sincer, cred că noi, cei care acum am venit și am finalizat acest curs de Master Coach, prin ceea ce vom face, cu siguranță vom transmite, eu i-a zic așa, binefacerile din Academie, că sunt de fapt niște binefaceri. Adică e plus valoarea pe care am reușit să o adăugăm în aceste zile. E minunat. E fantastic. E genial. Așa este. Și acum, în încheiere, te-aș ruga să le transmiți un mesaj Loredanei, colegilor sau celor care ne ascultă. Cum simți tu? Ok. Dragă Loredana, picătura ta de înțelepciune este cu adevărat înțelepciune, exact cum tu ai arătat pe parcursul acestor zile de curs. Ne-ai arătat că a trece de la un om tehnic
La un om care să simtă emoții, indiferent că vorbești de sferă profesională sau că vorbești de sferă personală sau profesională, ne-a arătat că, da, putem să ajungem la echilibru și chiar am ajuns la echilibru. Sunt recunoscătoare pentru zilele acestea minunate, extraordinare, pentru calea asta cu trandafir pe care tu ai adus-o pe parcursul acestor zile, calea asta în care totul a fost așa, culoare, frumusețe, genialitate, lucruri noi, empatie, totul a fost genial, exact cum ești și tu. La fel și colegii cu care am interacționat pe parcursul acestor zile. Deci a fost atât de multă valoare. Ne-am dat atâta energie unii celorlalți, încât, sincer, s-a făcut o atmosferă atât de zen. Mie îmi place cuvântul ăsta de zen. Nu toată lumea îl percepe, probabil cum îl percep eu, dar chiar nu contează. Așa. A zice că e noi, toți, cu tine, am reușit să scoatem frumosul vieții. Deci să ajungem acolo unde am vrut, în lumină. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Minunat! Și eu îți mulțumesc, draga mea, pentru acest interviu minunat acordat. Îți doresc mult succes în continuare. Spor la conștientizări și la acțiuni. Te admir, ești omul acțiunii, clar. Deci dacă s-ar putea face dimineață acum și nu mâine, cred că ai pune în practică rapid. Felicitări! Și felicitări și pentru absolvirea acestui curs. Mulțumesc! Succes și pe mai departe! Toate mulțumesc! Mersi! Te pup! Și eu!